Discuții și dezbatere aprinse au loc între reprezentanții sistemului de învățământ când vine vorba despre începerea școlii, dar și despre vaccinarea profesorilor și a elevilor. În ciuda prognozelor epidemiologice privind al patrulea val de pandemie, deocamdată cursurile școlare se vor relua în format fizic. Anul școlar 2021-2022 va începe la data de 13 septembrie, iar situația este încă neclară atât pentru elevi cât și pentru profesori. În timp ce autoritățile preconizează un al patrulea val de pandemie, până în acest moment nu s-a luat o decizie clară pentru reluarea cursurilor. Noi avem speranța că va începe în format fizic, adică atât copiii cât și profesorii vor veni la școală. Să sperăm că nu se va ajunge la acel învățământ online care se dovedește a fi o catastrofă pentru elevii noștri. De aceea am această speranță, cred că se vor mai gândi în a lua acele măsuri restrictive fără date destul de clare și destul de concludente care să ducă la măsuri atât de austere privind restrictivitatea circulației sau știu eu, a desfășurării activităților. S-a dovedit că se poate trece și peste această perioadă de pandemie și s-a trecut cu bine până acum, zic eu, în sensul că nu au fost situații de grave, în special în școli și în rândul elevilor și colegilor noștri. Presiuni tot mai mari se fac și asupra cadrelor didactice în privința vaccinării. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testați periodic înainte să intre în școală. În privința reluării sunt tot felul de opinii, inclusiv Ministerul Educației emite asemenea opinii în legătură cu persoanele care nu s-au vaccinat. Eu cred că aceste lucruri sunt exagerate și privința acestui aspect, ar fi mai bine să ajungem acolo și să vedem care este situația. Adică nu să ne pronunțăm că cei nevaccinați vor fi testați zilnic sau vor fi chinuiți. Mie mi se pare asta că sună așa o amenințare mediatică continuă, ceea ce nu stă bine unor instituții ale statului care trebuie să aibă grijă ca siguranța statului să fie în regulă și nu să vină să amenințe prin presă. Totodată se ia în calcul și testarea tuturor elevilor, însă acest lucru ar presupune un nivel de mobilizare serioasă din partea ministrului și ar trebui pregătite un număr de teste pentru fiecare elev și ar fi necesar acordul părinților.